Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, Adrian. Numele meu e Silviu Sergiu, am 34 de ani, sunt bucureștean, jet pe jet. Sunt jurnalist și sper să continui să fiu jurnalist. Este meseria pe care mi-am ales-o și care s-a dovedit a fi o meserie care cred că mi s-a potrivit și pe care n-a schimbat-o, cel puțin momentan, cu o altă meserie. Lucrez în presă din 1997, practic din primul an de facultate. Recunosc că am împărțit orele de seminarii și de colocvii cu orele de stat în redacție. Dar asta s-a întâmplat la sfatul unui foarte bun profesor al meu, care din păcate nu mai este printre noi, profesorul Mihai Dinu, de comunicare, un om absolut excepțional, care mi-a spus că ar fi foarte bine pentru a deprinde meseria asta să încep să lucrez încă de pe băncile facultății, pentru că doar suportul teoretic nu este suficient pentru a deprinde toate tainele meseriei. În 1997, primul meu loc de muncă a fost la Curierul Național pentru o scurtă perioadă de timp, aproape un an de zile. În 98 am plecat la Jurnalul Național, unde am lucrat 7 ani, până în 2005. Anul în care am venit la evenimentul zilei, unde, iată, merg deja pe al 8-lea an. Am depășit cifra fatidică de 7 ani, ciclul de 7 ani. Și, în prezent, sunt redactor șef adjunct al evenimentului zilei. Mă ocup de politică, economie și politică externă. Sunt zonele unde am o responsabilitate directă. Aș vrea să povestesc un pic despre, mă rog, alegerea profesională pe care am făcut-o, pentru că e o poveste care mie mi-este foarte dragă și care, mă rog, cred că are și o componentă neapărat rațională, ci poate și una ușor, mă rog, mistică, să zicem așa. Am avut și am în continuare un unchi care a lucrat în presă înainte de 89. El era inginer tipograf, specialist în partea tehnică și după Revoluție a plecat în mediul privat pentru a face un ziar nou. Pe vremea aceea se numea Ultimul Cuvânt. A fost un ziar care, din păcate, n-a rezistat foarte mult pe piață, dar a fost o investiție importantă în anii 90, la începutul anilor 90. Era printre puținele locuri din București unde puteam să am acces la un computer. Și era perioada în care îl băteam la cap realmente să mă ia la el la serviciu, ca să am acces la computer. Pe vremea aceea, un computer era o inovație tehnologică fascinantă, cu atât mai mult pentru un copil care se pregătea să intre în liceu. Deci, mergeam destul de des în redacție și mă jucam. Mă jucam la acel computer atunci când mai prindeam câte o fereastră, când nu era foarte mult agitați. Încet, încet, am început să observ și ce se întâmplă în jurul meu. Nu rămâneam neapărat focusat pe computer și mi-a plăcut foarte mult dinamismul unei redacții. Mi-au plăcut oamenii. Erau oameni boemi, cu un spirit viu, erau foarte relaxați, detașați,
interesanți, ca foarte buni comunicatori, intram destul de repede în conversații, știau foarte bine ce să mă întrebe, cum să poartă discuție cu mine și cum să mă să-mi stârnească oarecum interesul. Asta m-a ajutat și să îmi înfrâng sentimentul de timiditate și să relaționez, foarte, foarte bine cu ei. Și încet, încet, după ce am intrat la liceu și s-a pus problema să-mi aleg un job, mi-am adus aminte că poate n-ar fi tocmai rău să lucrez într-o redacție de ziar. Mi-am adus aminte de experiența anilor de început, experiența de începutul anilor 90 și m-am gândit că ar fi o idee bună. Am avut o discuție lungă cu tatăl meu, care, mă rog, ar fi preferat ca eu să am o carieră juridică. Pentru că atunci era facultatea de drept, cum este și în prezent, era o facultate de prestigiu și, deși era o concurență acerbă, era o posibilitate de carieră foarte, foarte apreciată. Am reușit să... N-am reușit să-l conving să dau la jurnalistică direct, am dat la drept, dar recunosc că am trișat. Știam că sunt safe, că pot folosi materiile pentru care mă pregăteam, la care mă pregăteam, le pot folosi și la un examen la facultatea de jurnalistică. Istoria, gramatică, erau discipline care se dădeau și la drept și la jurnalistică. Și recunosc că am trișat și că nu m-am străduit foarte mult să iau examenul la drept. Iar în sesiunea din toamnă m-am dus la jurnalistică și am intrat la facultate. A fost momentul în care, practic, toată viața mea s-a focusat pe a mă pregăti foarte temeinic pentru această meserie. Și, așa cum spuneam, am început să și lucrez într-o redacție și am început să încet, încet să mă familiarizez și să încep să apreciez foarte mult. Era o perioadă romantică în presa acelor ani. Era o perioadă de cu foarte multă efuziune profesională. Erau foarte mulți oameni de la care aveai ce să înveți. Pe vremea aia se scriau reportaje, așa cum eram sau cum învățam în facultate după cărțile lui Brunea Fox sau alți corifei ai reportajului românesc. Erau foarte multe posibilități de a dovedi că poți scrie ceva de calitate. E drept că aveam dificultăți cu mijloacele de comunicare, aveam dificultăți cu resursele tehnologice, dar asta te făcea un ziarist mult mai în priză, ca să zicem așa, decât în momentul de față, unde, din păcate, tehnologia a mai tocit din instinctele jurnaliștilor și a contribuit la un soi de sentiment de comoditate și de, eu știu, imobilitate. Pe vremea aia, știrea era pe teren, iar tu trebuia să fii acolo, trebuia să fii acolo unde se întâmplă. De fiecare dată trebuia să găsești soluții, să comunici foarte repede cu redacția, să transmiți informațiile și să-ți gestionezi în așa fel timpul încât să nu întârzi, să nu depășești deadline-urile impuse. Aveai mai mult timp pentru a pătrunde mai mult în esența lucrurilor și pentru a scrie până la urmă producții jurnalistice de calitate și cu o dimensiune analitică și și cu un background mult mai consistent, o contextualizare mult mai relevantă. Deci,
Aș putea să spun că în momentul de față, din păcate, împărtășesc cu totul acel concept al hamsterizării presei lansat recent de un sociolog englez. Ziaristul a ajuns să alerge într-un carusel din acela în care aleargă un șoricel, să înghită foarte multă informație, hrană, s-o depoziteze în două pungi pe care le are, dar să nu o digere neapărat. Da? Până la urmă, acest concept al hamsterizării presei mi se pare potrivit. Aici suntem. Eu nu sunt un om care luptă cu progresul sau un refractar sau un om conservator care vrea să păstreze statul vou. E firesc că suntem într-o evoluție din ce în ce mai dinamică și că trebuie să ne adaptăm. Dar asta nu înseamnă că sunt întotdeauna de acord cu modul cum arată produsele media, urmare a influenței directe a progresului sau a modului în care tehnologia modifică comportamentul jurnaliștilor. Atunci și pentru că eram nevoit să am acces direct și contact direct cu politicienii, cu oamenii care luau decizii importante, cu oamenii care erau specializați pe anumite zone, mărturisesc că a fost și o foarte bună școală. Am învățat foarte multe lucruri, am învățat de la drept constituțional, pentru că eram nevoit să urmăresc ședințele în care se discuta despre modificarea Constituției, se discutau legi importante, organice, legi de natură constituțională. Eram nevoit să urmăresc și acumulam foarte mult. Și acum se întâmplă, că și acum informația circulă foarte repede, dar atunci contactul direct cu oamenii care se pricepeau la lucrurile astea mă făcea să intru mult mai mult în esența lucrurilor. Plus că terenul și jobul de a strânge informație era până la urmă și o modalitate de a împăstra vie pasiunea asta pentru meseria de reporter, pentru că erai întotdeauna în competiție cu ceilalți, erai întotdeauna, aveai în cap idei, strategii, cum să obții acea informație. Nu întotdeauna îi găseai la telefon, nu existau pe vremea telefoane mobile. Nu puteai să-i dai un mesaj pe pager și să aștepți să te sune o sursă. Trebuia să te gândești unde îl poți găsi, ce ferestre poți găsi în agenda lui foarte încărcată. Și era o meserie care îți folosea mult mai multe resurse și strategice și informaționale decât în momentul de față, unde totul, când lucrurile sunt mult mai simple și mult mai comod să comunici. Era o comunicare personală, nu impersonală ca acum. Ne vedeam față în față, schimbam idei. Se crea și un sentiment reciproc de încredere până la urmă cu sursele pe care mi le cultivam. Și calitatea informației era de multe ori mult mai ridicată. Am rămas pe această zonă pentru că pe zona politică, domeniul politic, pentru că pot să spun că n-a fost alegerea mea. Știam doar că vreau să fiu ziarist. Sau îmi imaginam că va fi foarte bine, pentru că mă voi simți foarte bine să fiu ziarist. Și n-am... La Curierul Național am lucrat în zona economică. Nu m-a atras foarte mult. Iar la Jurnalul Național am nimerit la politic pentru că nu erau locuri de altă parte. Probabil dacă aș fi prins un loc la secția social, m-aș fi dus acolo. Nu știam neapărat ce vreau în momentul ăla. Eram în căutări și încercam să testez terenul în mai multe zone, ca să văd despre ce mi s-ar potrivi mai bine. A fost bine că am,
am nimerit la secția politică, dar zic că destinul până la urmă ar putea să aibă o componentă importantă. Nu sunt neapărat un determinist. Nu întotdeauna se întâmplă lucrurile așa cum mi le programez. Sau nu am pretenția că să-mi iasă tot ce-mi propun. Da, cred că lucrul ăsta, mă rog, ce mi s-a întâmplat a fost până la urmă calea pe care ar fi trebuit să urmezi. Ar fi de preferat să urmezi. Mi-aduc aminte că primul domeniu de care m-am ocupat ca reporter politic a fost UDMR. Pe vreme, fascinant. Pe vremea primelor valuri de revizionism și de discurs radical ale pastorului Tökeș, în anul 1998 la început, cu celebrele forumuri ale autonomiei de la Cenadul de Sus. Prima știre a fost, pe care am publicat-o, a fost cu... Veneam dintr-un sistem educațional foarte încărcat de tot ce însemna naționalism-comunism și cu rețete, până la urmă, educative și de formare care erau îmbibate în continuare de propagandă, da? Erau și în începutul anilor 90, propaganda antimaghiară a fost un instrument foarte eficient al clasei politice, vezi, doamne, democratice, de a culege voturi și de a își păstra influența. Și eram și o victimă al intoleranței și al experiența de reporter, care m-a silit foarte mult să merg în secuime, să iau contact cu liderii maghiari, să încerc să stabilesc o relație și să fim amici până la urmă, a contribuit foarte mult la modelarea mea ca, eu știu, om scăpat de orice reflexe, mă rog, intolerante. Încet, încet mi-am dat seama că suntem de cele mai multe ori prizonierii unor rețete politice și unor politicieni abili care se hrănesc din ură, da? Și din, mă rog, antagonizarea națională, mă rog, etniilor și așa mai departe. Și a fost... Este un merit pe care meseria asta îl are din punctul meu de vedere. Faptul că am interacționat cu multe zone și sociale și profesionale și economice, politice, m-au ajutat foarte mult să dezvolt așa, să mă formez ca un om care întotdeauna are și posibilitatea să asculte și părerea celuilalt și să obțină și poziția celuilalt, punctul celuilalt de vedere. Dincolo de faptul că asta e o regulă esențială a jurnalisticii. Deci, aș putea să spun că datorez foarte multe lucruri acestei meserii. Mi-a plăcut întotdeauna să fiu la finalul unei zile împăcat cu ideea că informația pe care am livrat-o e cât de cât relevant și ajută. E o meserie care te ține foarte mult în priză și care e și foarte ofertantă, pentru că cel puțin în vremea anilor 90, când am început, se citeau multe ziare, era o viață publică foarte, foarte activă și foarte provocatoare până la urmă. Și atunci aveam și... Mă simțeam așa... Mă simțeam foarte important. Faptul că aveam o legitimație de ziarist cu care intram în zone inaccesibile publicului larg, oameni care au trăit în comunism și care toată viața lor n-au intrat în Palatul Victoria sau n-au ajuns la Palatul de la Snagov al lui Ceaușescu, unde se ținea câte o ședință de partid. Sau, mă rog, fascinația asta pentru liderul politic, care... Ți-aduce aminte ce efervescență era imediat după 90 cu
cu politica și cu oamenii care făceau politică și câte pasiuni și cum creșteau și se prăbușeau în câteva luni și era o viață foarte, foarte tumultoasă și interesantă. Am vorbit destul de mult de prima parte a carierei mele despre trecut. N-aș vrea să se înțeleagă că regret într-atât de mult acea perioadă încât în prezent nu mai găsesc nimic ofertat. Nu, nu e așa. E evident că adaptarea la nou context și politic, și informațional, și media e foarte, foarte interesantă și că rămân în continuare să fac lucrurile acestea pentru că găsesc în continuare provocări. Televiziunea, iată, e ultima dintre ele. Am început să apar la televizor. E foarte interesant. E o experiență foarte, foarte bună pentru mine. Spuneam că nu... În cariera asta n-am avut planuri prestabilite. Pur și simplu am mers cu valul și am avut foarte puține ocazii în care, să zic, a trebuit să aleg. Tot ce am vrut a fost să pot să-mi fac job-ul, să am resurse și să pot să fac chestia asta așa cum consideram. E pentru cineva care, mă rog, s-a format în perioada asta de tranziție, mărturisesc că a fost o șansă să fiu martorul unor transformări importante ale României. Cu atât mai mult cu cât am fost un martor foarte apropiat de eveniment. Am înțeles foarte multe lucruri. Mi-a plăcut să, așa cum spuneam, să am o informație relevantă pe care o obțineam eu sau o obțineam de la alții care făceau același lucru ca și mine. Și e cred, o șansă. Cred că o să am ce povesti nepoților, așa ca să folosesc un clișeu din acesta drăguț, până la urmă, printre puținele clișee drăguțe. Voi avea cu siguranță lucruri pe care să le povestesc. Mi-ar plăcea, de exemplu, ca cineva din presă să aibă inițiativa unei culegeri de impresii ale jurnaliștilor care au scris în perioada în care am scris și eu. Cred că ar fi o lectură interesantă la un moment dat. Nu știu dacă oamenii ăștia vor avea timp să o facă vreodată, să se ocupe de lucrurile astea, dar ar fi, cred, interesant. Și până la urmă, cred că, așa ca o concluzie, cred că indiferent de contextul în care îți faci meseria asta, care poate să fie favorabil jurnalistului, da? Un context economic mult mai bun, în care să nu depinzi întotdeauna de resursele establishmentului și să trăiești din resursele economiei private, reale, cum s-a întâmplat până în 2008-2009, înainte de instalarea crizei. Fie că ești într-o perioadă în care criza e evident că alimentează presiunile de natură financiară și nu numai. Și atunci tu ca jurnalist ești într-o permanentă negociere cu non-jurnaliștii din jurul tău care vor să-și impună agenda, ești mult mai solicitat. Important e ca în orice fel de context să nu treci dincolo de... să nu renunți total a servi interesul de informare al publicului. Să știi că eu nu vreau să fiu ipocrit. Am trăit vremuri mult mai bune în presă decât în prezent. Dar până la urmă găsești și într-un moment în care presiunile de orice fel, pe care le găsești și în Occident și în presa occidentală, sunt mai mari, găsești modalități în care informația să ajungă la cititor și să nu fie viciată până la urmă. Da? Cu atât mai mult cu cât, în momentul de față, cred că internetul
E o supapă foarte, foarte bună și e un... E un mijloc de informare care luptă foarte eficient cu tendințele de a carteliza informația sau de a o stăpâni sau de a o, eu știu, orienta într-un anumit sens sau altul. Da? Deci, internetul înseamnă democrație de foarte, în foarte multe situații și ăsta e un lucru bun pentru un jurnalist, cum sunt și eu, cum sunt și ceilalți colegi ai mei. Deci cred că după ce vom ieși din această recesiune economică care ne-a afectat, în primul rând pe cei care lucrăm în media, noi am intrat primii în criză și vom ieși ultimii, probabil, pentru că bugetele de publicitate au fost primele care s-au tăiat și marile companii au renunțat în primul rând la publicitatea pentru presa scrisă sau electronică, cum este în momentul de față. Cred că după ce vom trece această perioadă va fi mai bine și vom putea ajunge la concluzia că am progresat și că n-am stagnat. Nu sunt atât de pesimist. Fiecare moment e, cred că e important pentru evoluția presei, pentru evoluția fiecărui domeniu social.